Teritoriale Oprița, domnul Valache Valeriu, președinte organizației teritoriale Bătănești, în spate domnul Lacu, președinte organizației teritoriale Dubăsar, Rezina Babcinețchi și domnul Alexandru Volco, organizația teritorială Băț. Sunt mai mulți colegi de care din vitrii de motivează să n-am putut să vină, dar parcursul meu de acest lucru o să vă informăm. Deci, noi astăzi v-am dat la conferința de presă, este data de 12 ianuarie, este exact o lună de zile, din momentul când noi am desfășurat congresul a Oprița al Alianței Motoroase. Cunoașteți că mai avut o conferință de presă și v-am informat că am prezentat acest congres din motivul că nu s-au respectat normele democratice, că a fost încălcat pluralismul de opinii, dreptul la opinie și noi am fost nevoiți să ne adresăm cu o sesizare în Ministerul Justiției, sesizare care v-am prezentat-o și dumneavoastră. Noi am așteptat răspuns de la Ministerul Justiției, chiar dacă undeva intuiam că Ministerul Justiției are tare, nu o să implice în acest lucru. Așa s-a întâmplat. Ministerul Justiției ne-a prezentat un răspuns în care, din lipsă de materialele care Alianța Moldova-Nasu nu le-a prezentat la Ministerul Justiției, ei nu pot să examineze această sesizare și ne propune nouă ca noi să mergem și să ne adresăm în judecată. Vreau să vă spun că nu cunoaștem ce înseamnă procesele de judecată în Republica Moldova. Este o chestie de lungă durată, mai ales atunci când în aceste procese este implicat politicul, de aceea noi nu avem timp. Și astăzi, noi, Aripa Liberală, din Partidul Alianța Moldova noastră, declarăm că părăsim această formațiune politică, atenție, nu suntem spărgători. Noi părăsim această formațiune politică, că noi ne găsim în ea și noi astăzi anunțăm un nou proiect politic. Un proiect politic ce ține de consolidarea formațiunilor democratice din Republica Moldova, în special a celor extraparlamentare. O scurt istoric. Noi suntem în plenul Partidului Liberal, care din anul 2001 până anul 2005 a fost capabil să întrunim într-o singură formațiune 5 partide politice. Partidul Liberal, care în anul 2003 a creat Alianța Moldova noastră sau a stat la baza pe Alianța Moldova noastră, atunci, în top sau în acest sondare sociologice, avea 7%. Noi am venit cu 10% la Alianța Moldova noastră, nu ne-am regăsit aici, plecăm, dar ține foarte bine de minte cum am demarat acel proces de consolidare a forțelor democratice și vom încerca să facem același lucru din nou. Vreau să vă spun că pentru a realiza acest proiect, noi ne-am gândit foarte mult și am discutat mai multe formațiuni politice și am ales o formațiune care este mai aproape de noi. Mai aproape de noi, când împărțim aceleași și avem aceleași viziuni, aceleași aspirații pro-europene, este vorba de mișcarea Acțiunea Europeană. Noi suntem compatibili cu dumnealor. De astăzi noi demarăm cu dumnealor discuții și în timpul apropiat, noi, Aripa Liberală din Alianța Moldova noastră, împreună cu mișcarea Acțiunii Europeană, vom procede la un proces de lungă durată, un proces de consolidare a forțelor democratice și, în special, a celor extraparlamentare. Noi vom consolida, vom face un partid puternic și vom veni în alegeri locale și electoratul nostru ne va aprecia.
Vreau să vă spun că nu sunt convins că alături de noi se vor vorbi și colegii noștri din această Ligă Liberală, fiindcă ea a fost majoritară la viață, domnul noastră. Noi am luptat foarte mult, mai am adus foarte multe voturi la această formațiune politică. Dar, din păcate, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Eu vă mulțumesc, dacă colegii mei vor să adaugi ceva bine, dacă nu, o să fim gata să vă răspund la întrebările dumneavoastră. Mulțumesc. Все-таки почему вы сегодня решили выйти и все-таки не пытались войти и слиться с вами? Те нарушения, которые хотят все поменять, Încălcările care au avut loc la Congres au fost foarte grave. Ele au ținut de o parte de pluralismul de opinie, de dreptul la opinie, dar au fost niște încălcări care țin de trucarea numărării voturilor. Cineva dintre dumneavoastră au dat în presă că noi am părăsit sala că n-am fost de acord cu votul secret. Nu. Nu ne degradat votul secret, fiindcă noi, este un proces democratic, votul secret este cea mai mare realizare a democrației. Noi am vedea de ce s-au trucat numărarea voturilor. N-a fost o comisie clar de numărarea voturilor. Și lucrurile care s-au făcut într-o formă obraznică, dacă vezi. Deci a dat foarte mult acest lucru și mai departe, modalitatea de a merge la un dialog. Fiindcă până astăzi, domnul președinte a AMM-ului, care în urmă nu recunoaște alegerea lui, nu a dat un dialog cu noi să discutăm ce facem, cum facem. A încercat să acorde presiuni asupra organizațiilor teritoriale, asupra membrilor, asupra primarilor noștri, în diferite forme. Care erau șantajați, care se puneau cu costuri. Asta că nu ne-a derogat foarte mult, că prea departe a mers în Alianța Moldova noastră ceea ce ține procesele care, într-un fel, au făcut un proces de pute facție în Alianța Moldova noastră și nu mai sunt șanse ca această formațiune politică să regăsească. Aceasta aminte, în începutul anului 2009, Alianța Moldova noastră era cea mai puternică forță de poliție. Dar doar după două scrutine electorale, ea a ajuns la o fază de anticipare electorală. Iar în ultimele sondaje, are 1,2. Noi am încercat să facem schimbare la acest congres. Era nevoie de revigorarea partidului. Era nevoie să venim cu forțe noi, să schimbăm pacienta acestei formațiuni politice și toți în primul să muncim pentru a-i crea o nouă imagine. Acest lucru s-a întâmplat. Și noi suntem conștienți că nu putem să ne mai regăsim în această formațiune. Eu adăs să dau. Ieri, ca să fie mai într-adevăr întins pe adevărat politic, mi-a scris o declarație care spune că președintele partidului, Sărim Mărăicheanu, și vicepreședintele Victor Băscu, ales la acest congres, își dau demisia și ne invită colegii care au plecat din congres să revenim la congresul la punctul zero. Asta era mâna întinsă pentru discuție. Dar pur și simplu declarație că eu vin să vă dau mâna și voi veniți la mine, este pur și simplu prostitură. Eu cred că este implicat politicul în acest caz și Ministerul Justiției să întâlnească într-o discuție sau discordie politică într-o formațiune. Oricum ar fi, noi lăsăm pe conștiința Ministerului Justiției în acest Vreau să vă spun că noi cu domnul Colesnic rămânem deputați în cadrul Alianței pentru Integrare Europeană, vom fi membri activi acestei alianțe și vom contribui la consolidarea ei. Domnul Chira, cum vezi? Care va fi salutul? Noi vom fi deputați în afiliație. Câte despre câte organizații teritoriale acum este vorba? Văd că sunt cu 4 organizații teritoriale aici și sunt unii mai mult să vină. Și dacă puteți să estimați câte persoane vă învățăm acum? Vreau să vă spun că atunci când noi am depus sesizarea la Ministerul Justiției de Avolă sunt 16 organizații teritoriale. Acolo unde în imagine echipa este, posibilitatea este, facem parte în acel nucleu liberal și care vă vorbeam eu. În toate organizațiile teritoriale din Alianța Moldova noastră, noi avem susținătorii noștri. Noi azi anunțăm acest nou proiect. Nu o să facem bilanțul cât, unde și cum. Dar o să vedeți, o să urmeze un proces îndelungat și colegii noștri ne vor urma. Acum, unii din ei mai au nevoie de decizii de organelor colective. În moment când vor avea loc aceste decizii sau vor fi adoptate sau nu, mulți dintre ei vor lua decizia finală și sunt convins că vor susține acest nou proiect.
Domnul Întilă, pleacă doar liderii organizațiilor teritoriale sau și organizațiile? Pentru că domnul Osipov a declarat doar despre lideri. Ia și acolo, acum, domnul Vasilac, care este președintele. Stimați, vreau să comunicez. Decizia aceasta ne vine foarte complicat și foarte greu. Iată, astăzi, de fapt, avem fix o lună de la acel congres caragios, care, de fapt, ne-a dus la starea aceasta. Noi am investit foarte mult în această formațiune politică și să știți că ne vine foarte greu să lăsăm tot ceea ce am acumulat ani de zile, ca acum să le lăsăm altul. Ca pildă acelui Osipov care, de fapt, aproape n-a investit nimic în acest partid, aproape n-a făcut nimic. Eu am mai spus-o la o întâlnire precedentă pentru asta. În afară că a scris referate pentru domnul Ureteanu și a dus geanta pe coridoarele Parlamentului, practic nu a făcut nimic. Dar a luptat cu inversionare să devină prim vicepreședinte a partidului. Ceea ce asta nu este părere. Acum ce ține de părerea a liderilor, că eu am privit și eu conferința de ieri a domnului Osipov și vreau să vă comunic că acolo nici 5% nu sunt din cele adevărate. Nu sunt doar numai lideri. Și repet, nu mi-e bine foarte greu că să ajungem la așa o concluzie. Iată, eu am aici în față procesul verbal, ședinții Consiliului Politic, organizații teritoriale din Cahul. Din 39 de membri ai Consiliului au fost prezenți 26, 25 au votat pentru această decizie și unul s-a abținut. Adică, în întregime, am sfătuit cu toți membrii și liderii noștri din localitățile noastre și am ajuns la această concluzie. Foarte greu, dar am ajuns la această concluzie. Я думаю, что это не проблема. Подождем увидим. И почему все-таки магия? Вот есть много слухов было насчет того, что вы уйдете, например, в демократическую партию, говорили, что там даже было ДПН. Пожалуйста, почему магия? Есть спать ушел с ярой лечили, спать на утро atractiv, cum ar fi. Sunt două formațiuni politice atractive la scena politică, care sunt în aceste lume și am putea și care în linii mari împărtășim aceleși aspirații. Dar nu vrem să mergem la un lucru gata, pentru că noi suntem deprinși să muncem foarte mult. Și de ce mai e? Mai e, în primul rând, a demonstrat și niște lucruri extraordinare în ultimul timp. Aduceți-vă aminte de ultima campanie electorală, când mai e a pus în interesul său personal de partid mai jos decât interesul țării. Și ei atunci au ieșit din cursa electorală și au cerut, au dat electoratul ca să voteze pentru formațiunile liberale care au câștigat în acest timp și cine știe, poate acea picătură mică care a fost acest câștig a fost și acel apel a mișcării Acțiunii Europeană care a ieșit în acest timp. În afară de aceasta, hai să ne aminte și ne leagă foarte mult de ei. Ei sunt foarte activi în combaterea corupției. Tot parcursul acestui an jumătate de când mai ei este prezentă pe scena politică, ei au venit cu foarte multe acțiuni ce țin de combaterea corupției, un lucru care ne apropie foarte mult de ei. Și acele aspirații europene care le au dumneavoastră. Și au foarte mulți oameni curați, au foarte mulți tineri, ceea ce nu prea am regăsit noi în Alianța Moldova noastră. De aceea, baza mai ei sunt tinerii. Și o să facem tot posibilul să creștem o generație nouă de politicieni. Noi suntem conștienți că este nevoie de schimbare a generațiilor de politicieni de Republica Moldova și pentru noi, acei care suntem deja cu bănusul în trofeu, o să facem tot posibilul ca după noi să fie o generație tânără, o generație foarte bine pregătită, care vor rădăna tinerețea și cu experiența. Domnul Tine, veți prelua conducerea acestui partid și noul proiect politic își păstrează denumirea sau veniți cu anumite schimbări? În același context, vreau să întreb ca procedură. Vă constituiți ca partid după aceea fuzionați sau aderați? Eu cred că noi începem de mâine sau chiar de astăzi negocierile cu Maieu. O să găsim forma juridică care nouă se convină. Cred că o să găsim posibilitatea să organizăm un congres și decizia va aparține Congresului cine și funcții vor lua în această formațiune politică. Noi nu o să mergem cu constituirea unui nou partid politic. Partide politice avem suficiente în Republica Moldova, nu este mergem la consolidarea celor suficiente și într-un fel o să micșorăm lista sau reestru partidelor politice la Ministerul Justiției. Deci candida mai e? Voi candida, dacă, da, neapărat voi candida și voi încerca într-un fel să ajung lidera mișcării Acțiunii Europeană. Dacă da, va fi aderarea liberare la mișcarea Acțiunii Europeană, dar vă zic, formă juridică o să găsim, că este important
pentru voi și pentru Ministerul Justiției ca după acest mariaj politic să nu se întâmple și lucrurile de ok, de obicei, au loc. Domnul Dilan, domnul Grigore Miciu, în momentul în care ne-ați discutat la nivelul amendei de cu domnul Regeanu, s-a discutat ceilalți parteneri ai alianței pentru pe care eu lucrează pasul prin care nu l-ați făcut, adică decizie pe care se luată, va atenta sau nu imaginea alianței, decizia noastră și întrebarea de care în nouă dumneavoastră cu o numără, pe care variantă v-ați merge, referendum sau anticipat? Domn Petru, vreau să vă spun că la acel congres, atunci când s-au început lucrările în sală și o erată bătută de picioare și numărată voturi, știi, 2, 4, 12, 28, atunci noi nu puteam să negociem cu partenerii pe maieri și de mult ce facem noi. Noi atunci am avut o decizie. Noi n-am putut să mergem și să acceptăm acest joc care a fost pornit în sală. Cineva a avut orice preț să rămână președinte de partid. Nu s-a discutat despre neajunsul care am avut noi, dar mai mult s-a discutat pe cei cum să rămână în această funcție. Decizia a trebuit spontan. A fost spontan că a fost încălcat grav drepturile delegaților care erau la acest congres. Ceea ce ține de mișcarea Acțiunii Europeană, eu v-am zis că... Nu Acțiunea Europeană. Vorbeam de alianța pentru Integrare Europeană. Ceea ce ține funcționalitatea acestei alianțe, că atunci v-am spus că eu și colegul meu, Igor Esi, care am discutat, vom rămâne în această alianță pentru integrare europeană și vom face tot posibilul ca imaginea acestei alianțe să sporească în grație acțiunilor care le facem noi cu Iuri. Eu vreau să spun că noi, în alianța muncă noastră, nu putem fi ostatici alianței pentru integrare europeană. Noi am luptat pentru democratizarea acestui partid. Ani de zile, ideea noastră a fost că acest partid să fie un democratic și în momentul când se impune schimbarea președintelui, acest lucru trebuie să producă. Nu s-a produs, înseamnă că noi trebuie să căutăm formula clară cum mai departe mergem în politica moldovenească. Alianța pentru integrare europeană nu va suferi niciun fel de schimbări, pentru că noi, cum am fost membri alianței, așa și avem un membru. Fără necondiționat. Și la întrebarea a doua, anticipat sau referendum? Eu sunt membru Comisiei Constituționale pentru reforma constituțională care este creată. Ele au ședința. Se discută foarte mult cum o să meargă procesul, dar eu nu văd diferența din ceea ce spuneți dumneavoastră. Anticipatele poate să aibă loc și cu reformă și fără reformă. Noi o să ne încadrăm în acele evenimente care vor fi. Vor fi alegeri anticipate, înseamnă că noua formațiune politică va participa la alegeri anticipate. Nu vor fi pentru noi, este și mai bine, fiindcă noi o să avem timp ca să ne întărim forțele noastre. Domnul Mutilă, spuneați că vreți să... ați spus să adunați partidele sau să le uniți sau cum ați spus, da? Pe cine vedeți? Pe cine vreți să luați în corabie? Haideți să vă spun că astăzi sunt 31 de formațiuni politice în Republica Moldova. Noi avem experiența anilor trecuți, am zis 2001-2005, când am unificat 30 partide politice. Eu azi nu vreau să numesc nume cine o să fie aceștia, fiindcă se încep și niște procese apoi. Nu suntem duși la ei, vin mai bine la noi. Noi o să negociem fiecare parte, dar vreau să vă spun că o să fie partide de orientare democratică, o formațiune politică care se află eșcherul centru de asta. Noi nu o să negociem formațiune politice de stânga. Vă referiți la partide extraparlamentare? Da. În primul rând la partide extraparlamentare, dar parcurs mai vedem. Сегодня минус 36, что это конференция 4 депутата парламента, это тоже выживается, а вы как-то с ними не переговаривали? Я только что сказал о том, что мы будем вести переговоры с партиями центр-право. Они левые партии, то с ними знакомы, я знаю, я уважаю их как депутатов, то я знаю их ориентации, и я желаю им успеха, и себе тоже самое желание. Domnul Utilă, v-a curtat liderul PD Marian Lucu? Ca să aveți asta el? Ați fost curtat? Noi nu am negociat cu nimeni aceste lucruri și vreau să vă spun că nu o să alegem calea cea ușoară. Vedeți-ne că acum, în formă în care suntem noi, noi reprezentăm mai mult de jumătate din alianța Moldova noastră. Nu vrem să facem nici declarații, că o să iasă cineva din conducere și răspunde că nu e așa, contează la Strășeni, nu este patria, Paștera lui Utilă, lucrurile merg jos. Și așa mai departe. Nu vreau să vorbesc chestiile astea, dar o să vedeți pe parcurs ce o să însemne într-un timp scurt AMN și ce o să reprezinte nouă formațiune politică, care noi o să schimbăm denumirea, dar puțin mai târziu. Noi acum trebuie să fie foarte clar cine merge cu noi, care sunt formațiunile politice,
care va fi proiectul, cum vom izbuti noi să mergem și în momentul oportun, noi să schimbăm denumirea, o să vedem care o să fie ideologia noastră politică mai departe, în așa mod ca acest partid sau acest nou proiect, nou proiect politic să fie foarte atractiv pentru alegătorii noștri. Și noi astăzi, în primul rând, venind din Alianța Moldova noastră, reprezentăm alegătorii noștri. Credeți-ne, formațiunile sau cei care nu au acceptat ce se întâmplă astăzi în AMN, reprezintă mult mai mult de jumătate din electoratul AMN-ului. Schimbați denumirea înainte sau deja după aceste anticipate? Da? Eu cred că mai târziu o să o facem. Nu vrem să o facem. Vrem să o facem o singură dată și să o facem foarte bine. Deci nu o să o facem în grabă. Căcăvările este vorba, Ștefan, prin tot necredibilitatea de AMN, nu ne-am spus un scop ca să aducem mai mulți deputați la grupul nostru. Noi, în coaliție, o să demonstrăm niște performanțe, o să lucrăm mai bine ca toți cei șapte. Cinci. Ieri erau șapte. Da, eu vreau să fac o precizare numai la cifrele mele, că am spus, avem 39 de membri ai Consiliului, au fost prezenți 26 și 25 au votat pentru această decizie. Da, spus. Domnule Umtilă, partidele de centru dreapta sunt cam puțin populare la noi Republica, avem mai mult partide de stânga. Și dacă ne gândim extraparlamentare, avem PNL-ul și Partidul Conservator. Partidele care niciodată n-au acumulat un procentaj... și PPCD-ul, n-au acumulat niciun procentaj mare ca să ceară în Parlament. Credeți că veți reuși? În orice formațiune politică sunt oameni care prezintă interese pentru electorat. Și noi o să ne străduiți de asemenea acele formațiuni politice care nu sunt goale, pur și simplu. Dar sunt formațiuni politice care sunt aproape de noi. Ele sunt mai multe. Nu vreau acum să anunț lista. Luați lista, mi se adunțiți, să vedeți că sunt 31. Nu s-au realizat aceste formațiuni în formă care sunt, nu s-au realizat. Dar într-o comunitate, a fi așa realizat. Mulți bani în Sveție este tot și tot la mine, nu pot să-i zic, tu vedeți, eu nu mi-am pomenit, în tot ce este cu Sfânt Чернеев, когда его исключили из партии, ну, была темная история, он тоже был не согласен с действиями партии, и можно не было там. Haideți să așteptăm să vedem cum o să pare de acest proiect, cum o să meargă lucrurile. Nu vrem să facem și cum azi acum. O să așteptăm. Dacă primiți tema asta, eu vreau să vedem cum o să meargă lucrurile. Și îmi pare rău că presa nu prea ne vizitează în teritoriu, este scump drumul, este scump pe ce evenimente costă mai scump. Din 2007 în coace ne-am dorit să primim că facem cursul centrul de la comuniști și trecut. Și actualmente toți mai sunt niște lucruri. De aceea noi vrem să vă asigurăm că nu punem pur și simplu conducerea de la Chișinău. Să nu vă supărați care sunteți de aici. Dar noi vrem să punem electoratul din teritoriu. Când întrebați care partide sunt, acolo este electoratul din teritoriu. Oamenii din teritoriu foarte bine astăzi definitivează aceste lucruri. Sunt extra politizați, să spunem așa. Mai trebuie atunci când se ocupă grupul de acasă. De aceea noi ne vom stărui să punem electoratul de acolo, din localitățile. Stimați prieteni, noi aici vreau să vă mulțumim pentru că ați venit această conferință de presă și niște activități aici și acțiunile în această sală și ne-au rugat să nu le ține foarte mult. Vă mulțumim și din moment când o să depărim acest proiect, o să ajungem la niște negocieri, la niște lucruri. Mai eu, noi o să ne invităm la o următoare conferință de presă. Vă mulțumim!